Bună dimineața și la mulți ani tuturor, la mulți ani doamnelor și la mulți ani și domnilor, pentru că dacă nu ar trăi domnii mulți ani, nu ar putea să le ureze la mulți ani doamnelor, nu? E o simbioză perfectă între domni și doamne pe această planetă și eu mă bucur foarte mult de asta, dar desigur acest fapt nu împiedică, cum să spun eu, ridicarea în slăvi a doamnelor, mai ales astăzi, în 8 martie. Este o zi pe care, de fapt, Organizația Națiunilor Unite, în mod oficial, o observează din 1977, deși în 1975 a fost pentru prima oară sărbătorită și adusă în atenție. În 75, dacă nu mă înșel, au fost foarte multe evenimente care au fost dedicate femeilor, tocmai pentru că anul respectiv a fost dedicat femeilor. Deci astăzi este o zi mai specială decât altele. Nu-mi place deloc povestea aceea că, vai, dar cum? Doar în 8 martie sărbătorim femeia și o prețuim, în celelalte zile nu o prețuim? Ba da, în toate zilele cred că femeile sunt prețuite, doar că într-una, în mod deosebit, îi acorzi atenție. Deci, cred că zilele acestea de sărbătoare sunt foarte binevenite. Și cu atât mai mult să ne bucurăm de ele. Astăzi vor fi alături de mine două doamne extraordinare, două doamne speciale. E vorba de doamna Argentina Vidrașcu și de doamna Anca Cosma. Sunt modele deosebite și mă bucur că astăzi ne vor împărtăși din povestea vieții lor. Până atunci mai aflăm și din punct de vedere meteorologic cum stă această zi de 8 martie, cât de călduroasă va fi sau nu, și vedem titlurile din presă pe ce direcție se axează. De asemenea, facem câteva excursii astăzi prin Transilvania, prin intermediul reportajelor pe care le-au realizat colegii mei. Cred că este o zi destul de încărcată pe care o deschidem, nu-i așa, cu această ediție. Nu uitați de pagina noastră de Facebook Bună Dimineața Transilvania și de asemenea contul de Instagram, tot Bună Dimineața Transilvania se numește. Spuneam că facem o călătorie prin zona Transilvaniei. Propun primul popas să fie în Bistrița, oricum în județul Bistrița în Săud, deși vestea nu este foarte bună, cea pe care ne-o aduce reportajul următor, pentru că vorbim de fapt de o lipsă a medicilor de familie în mai multe locuri. Până anul trecut în Bistrița Năsăud toate comunele aveau cel puțin un medic de familie care asigura asistența medicală pentru localnici, dar și pentru școlari. Acum se pare că acest județ se numără printre cele care duc lipsă de medici de familie, iar una dintre comunele rămase fără asistență medicală este Poiana Ilvei, unde mergem noi acum. La școala din Poiana Ilvei învață 150 de elevi. Nu au avut niciodată cabinet medical, doar o trusă de prim ajutor stă agățată pe perete. Câteva cadre didactice au făcut un curs de prim ajutor ca, în caz de nevoie, să poată folosi instrumentele trusei. Respectăm cât de cât legea, cât putem. Școala nu are cabinet, dar există posibilitatea amenajării unuia? Dacă ar fi personal, dacă ar fi resurse, cu siguranță am găsi un spațiu pentru așa ceva. Ar fi binevenit, dar m-aș mira. Dacă problema este mai simplă, deci nu este un accident major, atunci putem interveni cu pansamente care le avem în trusă. Având și cursul de prim ajutor, știm cum să procedăm. Dispensarul medical este la câțiva pași de școală, dar și acesta este încuiat. Pericolul este cu atât mai mare cu cât nu există medic de familie. La Poiana Ilvei nu este medic de familie din toamnă, iar până atunci aici funcționa un punct de lucru unde venea un medic de două ori pe săptămână. E foarte greu, foarte greu. Ne-a trebuit un doctor de familie să fie permanent la noi în sat. Putem. Am un nepot în Fiordul, l-am dus la vaccin. Primăria Poiana Ilvei încearcă să găsească un medic nou. O parte dintre săteni au rămas înscriși la medicul de familie, care acum un an s-a mutat într-o altă comună la 20 de kilometri distanță. Alții figurează pe listele medicilor din localitatea Bârgău sau Măgura Ilvei. Momentan avem un contract cu un nou medic. Dar că nu a venit? Momentan nu. În aceeași situație ca Poiana Ilvei sunt și comunele bistrițene Monor și Ciceu Mihăiești. E într-adevăr surprinzător să vedem că avem această situație, această lipsă a medicilor de familie, mai ales de familie, adică
E trist și când vezi că ai un minus de medici specialiști, dar când nu ai medici de familie, care până la urmă sunt cei care te ajută, nu știu cum să zic, în prima linie, în primul rând, pentru chestiuni care nu sunt extrem de grave, dar care pot deveni grave, mie mi se pare în continuare halucinant. Cred că este cuvântul pe care l-am folosit cel mai des în acest an și la care mi-aș dori să renunț, dar deocamdată nu pot. De asemenea, în acest domeniu al sănătății sunt probleme și din punct de vedere a salariilor, știm asta. Încearcă cumva unii să rezolve problema. Poate că până ne prinde Crăciunul om găsi și personal din domeniul sănătății mai fericit. Majorările salariale din acest domeniu, intrate în vigoare de la 1 martie, creează tensiuni în rândul angajaților din spitale. Sindicaliștii de la Sanitas Cluj sunt nemulțumiți de faptul că doar medicii și asistentele beneficiază de majorări, în timp ce salariile unor angajați din domeniul sanitar urmează să scadă. Am mai povestit și în zilele trecute că matematica noului guvern este extrem de ciudată, în cazul în care vorbim de o dublare, de fapt, în realitate poate să însemne chiar o scădere. Halucinat, nu? Cuvântul pe care l-am menționat. Sporurile nu mai pot fi cumulate. În fine, din punctul meu de vedere, cred că este și o problemă de comunicare a modificărilor care intervin. Probabil din teama guvernului de a nu-și ridica și mai mult oamenii în cap, în stradă, nu le-au spus: domnilor, o să renunțăm la sporurile astea și pe urmă recalculăm felul în care luăm din banii voștri și așa mai departe, s-ar putea să aveți niște minusuri. Decât să spun așa ceva, au zis: mă, mai bine dublăm. Dar, trunchind informația, oamenii așteptându-se la altceva decât se întâmplă în realitate, i-ai pierdut de tot. Colegii au un reportaj despre aceste majorări. Liderii sindicatului Sanitas Cluj s-au întâlnit astăzi pentru a-și spune nemulțumirile. Unii dintre ei spun că de la 1 martie, cu noua lege a salarizării, veniturile vor scădea. Este și exemplul Mariei, care este asistentă la Spitalul de Boli Infecțioase în cadrul secției de radiologie și are o vechime de peste 40 de ani. În ianuarie, cu sporul de infecțioase și cu sporul de radiologie, am luat 3.200 și ceva. Iar acum, de la 1 martie, o să iau 2.800, deci cam în jur de 200 de lei îmi scade salariul. Membrii sindicatului Sanitas spun că diferența dintre venitul net și cel brut este foarte mare, iar prin noua grilă de salarizare vor apărea pierderi salariale substanțiale. Cele mai afectate categorii profesionale sunt atât cele cu studii superioare, cât și cele cu studii post-liceale, studii medii sau studii generale. Și aici mă refer la farmaciști, mă refer la chimiști, la biologi, fizicieni, juriști, economiști și așa mai departe, cât și la personalul tehnic. Pierderile salariale nete vor fi între 351 de lei și ajung undeva chiar și la 2000 de lei. Sindicaliștii mai spun că majorarea diferențiată doar pentru asistenții medicali și medici creează o mare nemulțumire în cadrul celorlalte categorii de personal din unitățile sanitare. Deși în unitatea sanitară munca este în echipă, persoane ca brancardierii, infirmierii, femeile de serviciu, personalul TESA nu primesc o majorare salarială, ei rămânând cu salariile de la 1 ianuarie 2018. La această oră, situația în unitățile sanitare a devenit de-a dreptul explozivă pe fondul nemulțumirii, a discriminării și a inechității pe care a creat-o această lege a salarizării. Sindicaliștii spun că în zilele viitoare există posibilitatea ca personalul din spitale să protesteze sau chiar să intre în grevă. Așadar, ne așteptăm la noi situații de grevă, poate se rezolvă în acest fel. Nu știu cum se va desfășura această grevă, pentru că am văzut în ultima vreme, nu mai sunt atât de mulți oameni în stradă sub această formă. Oamenii ies în stradă, dar într-o altă organizare. Poate cei de la Sanita sau, mă rog, din alte instituții din astea de protecție a angajaților, poate vor găsi o modalitate de a-i stimula mult mai concret. Da,
despre asta altă dată. În momentele următoare intrăm în domeniul birocrației mai adânc. Formularul ăsta 600, pe lângă faptul că a creat o un fel de isterie, nu înțeleg eu, a creat o nebuloasă pentru toată lumea și pentru cei care sunt vizați de formular și pentru cei care nu sunt vizați, pentru că cred că s-a molipsit starea asta de agitație. Inițial era povestea că trebuie în primele 3 luni să fie depusă declarația asta, să mă rog, până în 1 martie s-a prelungit puțin. Acum înțeleg că din nou s-a prelungit termenul și până data de 15 iulie. Bun, faptul că s-a prelungit e ok, că mai avem timp să ne mai dumirim. Dar suntem într-o stare absolut de nedumerire. Vedem și din reportajul următor asta. Ministerul de Finanțe pregătește simplificarea obligațiilor declarative prin depunerea unei singure declarații, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Declarația unică va comasa 7 declarații, între care și formularul 600. Termenul de depunere propus pentru acest an este 15 iulie. Însă de anul viitor această declarație se va depune exclusiv online și va fi un singur termen de depunere, 31 martie, pentru anul fiscal precedent al realizării veniturilor și estimare a anului în curs. De asemenea, pentru acest an, Ministerul de Finanțe analizează posibilitatea introducerii unui sistem de bonificații pentru contribuabilii care achită anticipat obligațiile fiscale estimate datorate. Apropo de bonificații și plătit de impozite și așa mai departe, fii atent ce pățesc eu, bănuiesc că nu eu am fost singura, dar, ca exemplu, mă duc ieri să plătesc în comuna reședință impozitul pentru anul 2018, așa cum fac de obicei, în primele luni, de obicei mă duc mai repede, mă rog. Important este că m-am dus la ghișeu. Foarte frumos și punct... cum se zic, cum se dă bulină, cum se dă la grădiniță pentru o faptă bună? Bulină de care? Bulină roșie, da? O bulină roșie pozitivă pentru faptul că s-a putut face plata cu cardul. Perfect. O bulină mai puțin roșie pentru faptul că m-am trezit cu o chestie de plătit despre care habar nu aveam și cu privire la care nu aș zice că nu ar trebui neapărat să se întâmple așa, dar măcar comunicarea să fi fost făcută mai bine. Adică, îmi zice doamna că am de plătit vreo 2 milioane și ceva. Zic, Doamne ferește, cum 2 milioane? Că n-am un palat. Doamne, Doamne, Doamne. Zice, păi nu, aveți impozitul nu știu cât și mai aveți diferența pentru salubritate pe care n-ați plătit-o de hă-hă-hă. Zic, cum adică n-am plătit-o de hă-hă-hă? Că eu plătesc în fiecare lună, cheltuielile, nici măcar o lună n-am fost cu minus sau cu restanță și acum spuneți că eu, hă-hă-hă, am datorii la salubritate? Și zic, ce legătură aveți dumneavoastră cu salubritatea? Păi zice, cum? De anul trecut noi am preluat salubritatea. Am vrut să zic, păi bine, și tăceți ca nu știu ce în păpușoi. De ce nu comunicați? Adică eu n-aș fi vrut, Doamne ferește, să stau cu datoriile de hă-hă-hă pentru că, ce, consider eu că n-ar fi importantă povestea gunoiului? Ba, e importantă și îmi doresc să nu mai avem problemele care au fost anul trecut și acum 2 ani în comuna Florești. Dar dacă primăria nu comunică, eu nu știu, poate eu am fost singura ignorantă în toată povestea asta. Dacă mai sunt și alți floreșteni care știau, deci care știau de problema asta, trebuie să mergi la primărie să îți achiți datoria pentru salubritate, dați-mi și mie de veste. Scrieți-ne pe pagina de Facebook, e foarte simplu, intrați mai pe Bună Dimineața Transilvania și atât numai să scrieți da, știam sau da, nu știam. Eu sunt foarte curioasă în ce măsură sunt eu în acea minoritate oamenilor, oameni care nu știau că trebuie să meargă la primărie și să plătească. A fost într-adevăr o comunicare la începutul anului trecut, cum că ar trebui să plătim 2 sau 3 luni, ceva de genul ăsta și era, nu știu dacă nu cumva în jur de vreo 20 de lei, sigur, mă pot uita pe extras și o să văd exact, vreo 20 de lei pe lună, timp de 3 luni. Perfect, și am achitat. Și am primit confirmare, am recepționat plata, e perfect, în regulă. După care, eu n-am înțeles că primăria în continuare trebuie să primească banii ăștia pentru salubritate. Înțelegerea mea de om obișnuit, că n-am făcut săpături la primărie, oricât ar fi unii de tentat să creadă că asta fac, deci înțelegerea mea era că a fost o situație de criză care trebuia gestionată, primăria a găsit de cuvință să preia ia rezolvarea și, mă rog, gestionarea situației cu gunoaiele, vă aduceți aminte ce munți de gunoaie erau în Florești,
Și ulterior am dedus eu că lucrurile reveneau la normal, adică asociațiile să preia banii respectivi și să dea către compania de salubritate, care nu-i așa rezolvă ridicarea gunoiului. Na, se pare că nu stau în felul acesta lucrurile, dar dacă nu ni se comunică, eu nu înțeleg de ce a trebuit să visez eu noaptea cum să procedez. Adică nu e o chestiune de visat, e o chestiune de comunicat. Cred că primăria, mai ales primăria asta din Florești, într-o comună atât de mare, trebuie să găsească o modalitate prin care să comunice. Nu știu cum și nu-mi dau seama cum am putut să omit așa ceva timp de atâta vreme. Dai seama de ha-ha-ha, n-am plătit eu. Așa mi-a zis doamna, nu a zis ha-ha, a zis de, nu știu cum, a zis de foarte multă vreme sau ceva de genul ăsta. Adică m-am simțit foarte prost. Eu care, repet, nu rămân cu datorii sau cu restanțe. Veci. Și acum, cu un an și ceva, eu eram la datorii la primărie. Doamne, doamne, doamne. Deci pe bună dimineața, Transilvania, intrați și spuneți-mi, domnule, bă, eu știam, în Florești trebuie să te duci să plătești la primărie gunoiul. Tu erai o ignorantă și ești într-o foarte mică minoritate. Mi-aș dori să se întâmple asta. Ok, mai povestim despre încă un lucru și prin asta schimbăm puțin domeniul abordat. Vorbim despre un nou consulat care s-a deschis la Cluj. România a făcut pași importanți în ceea ce privește, înțeleg, justiția și lupta împotriva corupției în cei 10 ani de când este în Uniunea Europeană. Cel puțin asta spune ambasadorul Marii Britanii în România. Excelența sa, Paul Brummel, a lăudat DNA, pe care o consideră o organizație foarte bună. Diplomatul a făcut această declarație la Cluj, unde Marea Britanie are, iată, de foarte puțin timp un consulat. Colegii de la știri au fost prezenți acolo și au un material. Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummel, speră că rezultatele luptei împotriva corupției pe care o duce România vor rămâne bune și în continuare. România a făcut pași foarte important și foarte pozitiv în acest 10 ani de participare la Uniunea Europeană în ceea ce privește justiția și lupta împotriva corupția. Este datorită organizații foarte bune, precum DNA. De ieri, Marea Britanie are un consulat la Cluj. Consul a fost numit Shajad Rizvi, un britanic care face lucruri extraordinare în România. Shajad și soția sa, Katie, au înființat încă din 1996 o asociație care sprijină copiii și adolescenții bolnavi de cancer. Iubesc România, iubesc Clujul. Este o mare onoare să obțin titlul de consul al Marii Britanii la Cluj. Clujul este un oraș vibrant, avem o comunitate britanică vibrantă aici, iar acum avem reprezentare. Cu ocazia numirii consulului, ambasadorul Paul Brummel s-a întâlnit cu zeci de cetățeni britanici care au afaceri sau locuiesc în Cluj și cu care a discutat despre schimbările pe care le va aduce Brexitul. România este o țară foarte primitoare, deci cred că oamenii de afaceri britanic sunt aici cu mare plăcere, bineînțeles pentru business, predictibilitate este întotdeauna foarte important, deci schimburile în ceea ce privește legi sunt întotdeauna nu foarte binevenit pentru business. Brummel i-a informat pe cetățenii britanici de la Cluj despre ultimele decizii ale guvernului de la Londra după negocierile purtate cu Comisia Europeană. O zi foarte interesantă astăzi și, după cum se vede, cu informații din foarte multe domenii. Un alt domeniu pe care îl putem aborda foarte rapid acum este legat de partea de urbanism, pentru că uriașele afișe publicitare din centrul Clujului ar urma să dispară după intrarea în vigoare a noului regulament de urbanism. Vor fi păstrate, în schimb, meșurile de promovare a evenimentelor artistice sau culturale, care nu e așa, sunt deja promotoare ale orașului nostru. Pentru cartierele orașului, strategia nu s-a clarificat însă. Sute de familii văd lumina soarelui filtrată prin afișe care fac publicitate unor bănci sau, mă rog, băutură căritoare. Cred că știți foarte bine acele afișe extrem, extrem de mari, care sunt pe blocuri, în general, foarte mari. Primăria a organizat o dezbatere publică în care opțiunile
au fost puse pe masă, părerile urbaniștilor, din păcate, s-au bătut cap în cap cu oamenii care sunt în industria asta de publicitate. Mi-aduc aminte că anul trecut chiar făceam o comparație între mai multe orașe, respectiv mai multe țări, apropo de felul în care sunt expuse pe panourile outdoor diversele reclame. În țări din partea de vest sau nord a Europei am văzut foarte, foarte puține, foarte puține afișe, foarte puține reclame, foarte puține panouri cu publicitate. În schimb, venind înspre centrul Europei, respectiv înspre partea de est, nu știu, Cehia, de exemplu, m-a impresionat prin numărul extrem de mare de afișe în Ungaria, încoace, în România, nu mai zic. Deci pe măsură ce vii în centru est de Europa, găsești foarte, foarte multe panouri publicitare și mai ales în zonele de oraș. Deci unde este oraș pe partea de centru și est din Europa, sunt extrem de multe. Mi se par extrem de chicioase priveliștile astea care abundă în panouri și extrem de frumos și aerisit spațiul urban din partea de vest. Nu vreau să aduc o laudă gratuită vestului Europei, că nu mă interesează în mod deosebit treaba asta, dar mi-a plăcut să văd că totul se vede frumos și limpede și simplu și mi-am dorit încă de atunci și în continuare îmi doresc să fie la fel și la noi. Vedem un reportaj despre asta. Comisia care elaborează regulamentul de urbanism al Clujului s-a întâlnit cu reprezentanții agențiilor de publicitate. Primii și-au dorit excluderea meșurilor din oraș, pe care le consideră un etalon al sărăciei, ceilalți, în schimb, au militat pentru păstrarea lor. Spiritele s-au aprins chiar dacă mediator a fost chiar primarul Emil Boc. Să vezi așa ceva pe o clădire, un bloc, unde stau săracii, să vezi tot în cârpă îmbrăcat, îți dă senzația că, vai, ce sărăcie groasă e aici. Vă vorbiți oarecum peiorativ de anumite zone ale Clujului, care astfel sunt construite și apoi trăiesc niște oameni care au condiția asta, că sunt săraci sau nu sunt săraci, au această condiție și ei cred că pot să-și asume singuri opțiunea de a-și vinde, cum ziceți dumneavoastră, pentru încălzire cu 10 lei sau cu... Nu sunt sume de genul ăsta. În general, asociațiile câștigă bani destul de mulți, că au făcut investiții serioase. Dezbaterea a durat peste 3 ore și nu a ajuns la un rezultat unanim agreat. Decizia finală o va lua Consiliul Local Cluj-Napoca. Odată cu intrarea în vigoare a noului regulament de urbanism, meșul din dreapta mea, care face reclamă la un magazin de mobilă, va fi complet interzis. Pe de altă parte, meșul din stânga mea, care face reclamă la un eveniment artistic, va putea fi afișat, dar numai în limita a 60 de zile. Domnule, acoperă mizeria clădirii. Deci ideea e bună. Da. Arată rău. Asta nu se pun în locuri de astea, se amenajează în alte părți. Unele sunt interesante, altele nu. În urma dezbaterii s-a convenit și să fie redusă luminozitatea panourilor publicitare cu tehnologie LED, astfel încât să nu-i afecteze pe șoferi. Cum? Adică sunt bune pentru că acoperă mizeria blocurilor? Nu! Vreau să se reabiliteze blocurile, să fie curățate și frumoase și să nu trebuiască să le acoperim, să băgăm gunoiul sub preș, cum ar veni. Dar cu siguranță se va mai discuta despre treaba asta cu panourile. Încă nu știu, uite, nici nu am căutat dacă situația respectivă se discută doar pentru Cluj-Napoca sau și pentru alte orașe din România. Nu vorbesc de București. Bucureștiul, din punctul ăsta de vedere, mi se pare extrem de mizerabil cu toată încărcătura aia de panouri, fără nicio noimă, nicio logică. Deci cred că nici primăria sau primăriile în general din România nu își creează un fel de strategie pentru panourile sau pentru spațiile de promovare outdoor. Poate cândva se va schimba treaba asta, dar mai avem un pic de așteptat. Să vedem ce temperaturi ne așteaptă astăzi. Astăzi va fi o zi destul de plăcută din punct de vedere termic.
chiar încântătoare. Vorbim la Alba Iulia de o maximă de chiar 12-13 grade Celsius. Acum e un grad cu plus, dar lucrurile se vor schimba. Nu vom avea foarte mult soare, însă, cum spuneam, vor crește temperaturile pe care le putem observa în termometre. La Baia Mare acum sunt 3 grade cu plus. Ne așteptăm să fie 12-13 grade în zona de Maramureș. Avem un cer parțial înorat. Astăzi va fi când soare, când mai mult nor pe cerul din Baia Mare. Bistrița, 2 grade în acest moment și o temperatură maximă de 10-11 grade Celsius. Destul de mult soare, cu dinți adevărat, dar va fi încântător prin prezența sa. La Brașov, 1 grad cu plus, cer parțial înorat pe parcursul acestei zile, dar se va schimba, alternează destul de mult perioada de înorare cu perioada în care vedem soarele în Brașov. La Sibiu avem tot un grad cu plus, maxima însă e ușor mai ridicată, undeva pe la vreo 12, chiar 13 grade Celsius. Prima parte a zilei are un soare încântător, după care se cam ascunde după nori. La Oradea plouă în acest moment, sunt 2 grade cu plus, dar se va opri în scurt timp, va ieși soarele, după care iarăși va intra după nori. O zi relativ schimbătoare, dar ne așteptăm să fie maxima de 12-13 grade Celsius. La Zalău avem 2 grade în acest moment, un cer predominant însorit până pe la amiază, după care se schimbă, iar maxima de astăzi va fi de 12 grade Celsius. La Cluj-Napoca acum e 1 grad cu plus, avem un cer înorat, multă ceață în zona de Cluj-Napoca cel puțin. Pe parcursul zilei nu vom avea astăzi foarte mult soare, dar vom avea o maximă de 10, poate chiar 11 grade Celsius. Mâine, în schimb, va fi o zi și mai însorită. Se pare că pe mâine soarele ne promite să fie mult mai prezent. Vedem și ce titluri găsim în presa de astăzi, 8 martie. Să începem cu monitorul de Cluj. Cea mai mare pensie este de 28.000 de lei. Un fost judecător încasează cea mai mare pensie specială din județul Cluj, care depășește 28.000 de lei. Acesta și-ar putea permite să-și cumpere în fiecare lună o mașină Dacia. Mie mi se pare că este extrem de mult. Mult prea mult, mult prea mult. Spun asta din, cum să zic, prin prisma unui om obișnuit. Nu înseamnă că neg faptul că de-a lungul carierei sale a întâmpinat diverse greutăți, mai ales din punct de vedere psihic, pentru că sunt sigură încărcătura este destul de mare. Dar să ajungi să iei o pensie de 280 de milioane de lei vechi în fiecare lună, 280 de milioane în fiecare lună, 280 de milioane în fiecare lună, mi se pare că este greu. Greu decorelat în capul oamenilor obișnuiți, care până la urmă nu au o activitate obișnuită. E greu decorelat un sens între această sumă de 280 de milioane de lei pe lună, pensie și orice activitate ar fi fost înainte. Cred că dați-vă și voi cu părerea pe pagina de Facebook, de exemplu, trebuie să scrieți, poate că n-am dreptate. Nu ar fi cumva justificat și logic un fel de plafon? Mai ales că e o pensie specială. Indiferent ce pensie, indiferent ce venituri care trebuie să vină de la buget, mie mi se pare că ar fi justificată o plafonare. Pui un plafon maxim de nu știu cât. Nu înseamnă că trebuie să îl pui în același, nu știu, în aceeași categorie de pensii cu cineva care nu a avut o activitate extrem de stresantă. Nu despre asta este vorba. Nu vreau să înlătur diferențele sau urmările datorate diferențelor de muncă depusă. Dar 280 de milioane mie mi se pare halucinant. Același cuvânt pe care l-am mai folosit de atâtea ori. 280 de milioane în fiecare lună. În fiecare lună 280 de milioane. În fiecare lună 6.000 de euro. 6.000 de euro! 6.000 de euro în fiecare lună. Deci îmi stă în gât. Îmi stă în gât. Îmi stă în gât. Bun, hai să respirăm, să mergem. Nici cizmele nu-i mai ajută pe floreșteni. O altă veste foarte bună, nu-i așa, cu ghilimele, pe prima pagină în monitorul de Cluj. Locuitorii comunei Florești riscă să nu mai poată ajunge la casele lor din cauza lucrărilor care se fac la centură. Floreștenii de pe narciselor și crizantemelor înoată în fiecare zi prin noroi în încercarea de a ajunge în propriile case. Acum, mai zic încă un lucru. Nici să nu vă gândiți că iau partea autorităților din Florești, că nu este vorba de așa ceva. Dar dacă sunt niște lucrări care se efectuează pentru centura asta, de exemplu, sau orice, lucrări pentru, habar n-am, asfaltare, sau care durează,
Bă, eu zic că putem să privim dincolo de treaba asta. E într-adevăr o perioadă de sacrificiu. Știu foarte bine, inclusiv când m-am mutat eu, mergeam prin noroaie până ajungeam la șosea, la asfalt. Dar după o vreme îndelungată, nu știu cât a fost, un an, doi ani, habar n-am când a fost, acum aproape tot drumul este cu asfalt. Nu chiar tot, încă primăria încă mai se trage pe fese să facă și încă o bucată de, ce știu, 500 de metri de asfalt, deși mie mi se pare și vecinilor mei mi se pare că ar trebui să facă treaba asta, pentru că este datoria primăriei, dar nu despre asta discutăm. Deci, avem aici bazinul ăsta de noroi. E groaznic, înțeleg, dar cred că trebuie să avem un pic de toleranță pentru treaba asta. În pagina 6 însă sunt mai multe detalii, nu trebuie să fiți de acord cu mine. Din motive religioase, o pensionară refuză cardul de transport gratuit. Deci, o pensionară refuză cardul gratuit de călătorie pe mijloacele de transport public pus la dispoziție de CTP Cluj-Napoca, invocând motive religioase și cere un abonament pe suport de hârtie, cum era până acum. Doamne și ferește, cum trăiesc unii atât de mult în trecut. Da. Dr. Mihai Lucan scapă de arestul la domiciliu. Tribunalul București a decis că profesorul poate fi cercetat sub control judiciar. În pagina a doua, detalii. Plata CSS eliminată pentru anumite categorii de contribuabili și categoriile sunt menționate în acest... În prima pagină, iar pe ultima pagină, cea de sport, UBT are o înfrângere categorică în Olanda. Clujenii au fost surclasați în deplasare de echipa olandeză Donard Göningen cu scorul de 103-75 în prima manșă a optimilor de finală ale FIBA Eurocup. Mâine, cu siguranță, Paul, alături de alte informații din sport, ne va detalia. Pe prima pagină, în monitorul de Mediaș, citim despre soluție europeană. Municipiul de pe Târnava Mare a câștigat un proiect european în domeniul social, în valoare de aproximativ 7 milioane de euro. Prin intermediul acestuia se dorește rezolvarea problemei celor două blocuri de garsonere de pe strada Tineretului, o chestiune care a mai fost în atenția presei și în perioada trecută. Proiectul vizează reabilitarea unor clădiri la fosta unitate militară de aviație, dar și construirea unei clădiri multifuncționale în locul celei demolate pe strada Sticlei. În pagina 8, medieșenii pot să afle mai multe detalii despre acest proiect. Transilvania Reporter, Ungenie falsificat, scos la vânzare în Cluj, ce urât! Nu m-am dus la poliție și nici la presă, ci la galerie, așa cum e normal să faci în primul rând. Iar cei de acolo mi-au râs în nas. Ghenie mi-a spus că e dezgustat de ce se întâmplă la Cluj, că în realitate acesta e nivelul, deci asta merităm, spune Mihai Pop. Dar toată povestea acestui tablou falsificat și acestei, nici nu știu cum să-i spun, situații oribile, e urât. E urât. Și mai ales mi se pare urât să... Adică tu cumperi un tablou de la galerie, îți dai seama la un moment dat că nu poți din prima, te duci la galerie, bă, ăsta e fals. Poate nu. E acasă, analizezi, dacă ești pasionat, faci cercetări, îți dai seama că e falsificat. Te duci apoi la galerie și zici, bă, mi-a dat un tablou falsificat. Și să zică aia, ha, bine mă, fă pași, plimbă ursul, mergi la plimbare. Știi? E, asta mi se pare în primul rând, foarte urât, în primul rând. Dar povestea întreagă e în paginile 2-3-4 din Transilvania Reporter. Mesagerul de Bistrița Năsău, Tibiușeriu, la al treilea maraton arctic, astăzi se dă startul. Vă invit să parcurgem împreună cei 617 km care ne stau înainte. Este deschiderea numărului de astăzi din Mesagerul de Bistrița Năsău. Jurnal Bihorean, vor superparcare la Vârtop. Consiliul Județean vrea să facă o parcare supraetajată la Vârtop în apropierea pârtiei de schi. Asta anunță vicepreședintele Traian Bodea. Să sperăm că se va și întâmpla cât de curând, pentru că e importantă această parte de infrastructură pentru a se dezvolta partea de turism care e în preajma pârtiilor. Monitorul Express, revoluția fiscală pune în lacăt micilor afaceri. Președintele CCI Brașov, Silviu Costea, spune că 4.000 de angajați din cele 1.548 de SRLD-uri din Brașov s-ar putea trezi în șomaj. Deocamdată este un semnal de alarmă tras, dar poate se rezolvă lucrurile înainte să se întâmple asta. Viața medicală scrie despre ereditatea cancerului sau obiceiurilor proaste. De fapt, este o întrebare. În ce măsură chestiunea acestea țin de ereditate? În ce măsură cancerul poate fi ereditar? Sau obiceiurile proaste sunt ereditare? Oare țin de o ereditate genetică sau, de fapt, de o deprindere a obiceiurilor din pricina faptului că ești mereu în preajma omului respectiv și, în felul acesta, nu ai luat obiceiul? Atunci nu vorbim
medical vorbind de ereditate, ci de o educație proastă. Dar e un articol amplu în deschiderea acestui număr de Viața Medicală. Zi de zi de Mureș, B-unicii iubesc femeia, sau B-unicii iubesc femeia, e un joc de cuvinte foarte fain, îl vedeți pe prima pagină. Cum ne alegem cel mai bun ou de pe raft, este iarăși un articol interesant pe care vă invit să îl parcurgeți astăzi în Zi de zi de Mureș. Ziua de Cluj, cod roșu pentru dezvoltare în Florești, planul urbanistic general a expirat, așa că oamenii din comuna Florești care doresc să construiască nu mai au reglementări pe care să le urmeze. Mie oricum mi se pare că nici până acum nu prea se urmau aceste reglementări, sau dacă se urmau niște reglementări, acestea erau prea vechi ca să poți discuta în mod concret despre ele. Bun, tot pe prima pagină în Ziua de Cluj, un primar din Cluj prins în flagrant delict când oferea mită. Serios? Primarul comunei Beliș din județul Cluj, Viorel Matiș, este cercetat de procurorii parchetului de lângă Tribunalul Cluj după ce ar fi dat mită unui jurnalist, edilul fiind prins în flagrant delict. Ha! Obrasnicul. Da, și jurnalistul. Povestea este în pagina 10-a, de citit în Ziua de Cluj. Și pe muzicainstanțelor.ro, consilierul UDMR cu parcare pe pista de biciclete nu poate fi suspendat din partid. Dacă intrați pe Muzica Instanțelor, vedeți și o fotografie care a fost destul de virală la un moment dat și toată povestea respectivă a circulat destul de mult. Magistrații Curții de Apel Cluj au respins cu majoritate de voturi decizia conducerii UDMR de retragere a sprijinului politic pentru consilierul local din Florești, Sechei Ișvan, pentru atitudine necuvincioasă față de o femeie care i-a atras atenția că parchează autoturismul pe o pistă de biciclete din centrul Clujului. Deci, dacă vă aduceți aminte, situația a fost așa, a fost un nene care avea o mașină șmecheră și a parcat pe pista de biciclete. Și o tanti pe acolo a zis, domnule, dar nu-i frumos să faceți asta. La care el, șmecherul, a început să o jignească pe doamna respectivă. Povestea apărând în spațiul public, omul fiind parte dintr-un partid, partidul a zis, bă, nu vreau să ne aduci minus imaginii, deci îți retragem sprijinul. Omul respectiv s-a simțit ofensat, din nou, și a zis, domnule, așa ceva nu este admisibil. S-a adresat instanței, mai instanța a zis, bă, ceva de genul, nu e un motiv legal neapărat. E moral, da? Noi nu vorbim aici despre moralitate, ci despre legalitate. Și atunci, probabil că până la urmă lucrurile se vor rezolva strict în spațiul ăsta etic și nu neapărat legal. Dar oricum, deci etic, nenea e... Ok, în clipele următoare aș vrea să vorbim despre, despre sportive. Avem un reportaj al colegilor de la știri, departamentul de sport. Sunt planuri de întinerire la Olimpia Cluj-Napoca. Ardelencele au transferat două jucătoare, însă toate gândurile se îndreaptă spre tinerele fotbaliste. Generația 2004 se pregătește deja cu prima echipă și promite mult în viitor. Olimpia Cluj-Napoca s-a despărțit în vară de mai multe jucătoare de bază. Adina Giurgiu a ales să își continue cariera în Italia, în timp ce Ștefania Vătafu s-a transferat în Spania. Mai mult, cele două jucătoare americane au plecat de la Olimpia, doar Gillian McVicker are șanse să revină la vară, iar la ora actuală este legitimată în campionatul din Islanda. Sunt jucătoare care au plecat, cu care am agreat mai de mult să plece, pentru că și pentru ele trebuie să fie o altă motivație. Sunt de foarte mult timp la Olimpia. Însă avem jucătoare ca Ioana Burtan, Teodora Meluță, Mihaela Ciulacu, Andreea Voicu, care sunt în mare formă și reprezintă nucleul de bază. În schimb, clujencele au transferat acum un atacant din Ghana, dar și un portar din Rusia. Mai mult, la prima echipă au fost promovate o serie de jucătoare tinere. Proiectul nostru cu privire la Academie aduce jucătoare 2003, 2004, 2005 și 2006. Cele de 2003 deja se antrenează cu prima echipă, avem un prim grup cu prima echipă, Ciontoș Edvina, Mirea Roxana, Rusu Adelina, Iosif Adela, Bălăcean Ioana, care deja sunt certitudini, iar la echipa a doua deja au drept de joc jucătoarele 2004. Așa că suntem cu forțe proaspete în ambele ligi și sper că până la vară să confirme, însă Champions League este cu totul altceva. Primul meci oficial al Olimpiei din retur va avea loc duminică cu Fair Play București. Confruntarea este programată pe stadionul Politehnicii din capitală.
Și cum anunțam la începutul emisiunii, sunt foarte încântată de faptul că am două doamne de succes alături de mine în această zi de 8 martie, doamna Argentina Vidrașcu și doamna Anca Cosma. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, Transilvania! Este o zi în care cred că fiecare femeie se simte un pic mai special prin faptul că cei din jur fac asta și se organizează înspre a aduce această subliniere de feminitate care cumva cred că este firească. Și în această idee aș vrea să vorbim despre dumneavoastră și despre poveștile dumneavoastră, pentru că sunt, din punctul meu de vedere, și motivante și surprinzătoare. Asta nu înseamnă că sunt neapărat unice. Cred că modelul poate fi urmat și de alte doamne. Doamna Vidrașcu, dumneavoastră sunteți în domeniul medical un nume important, mai ales în partea de chirurgie plastică. Mulțumesc! Cum? Cred că exagerați, dar mulțumesc frumos! Modestia noastră e plăcută. Într-o vreme spuneam de chirurgi, nu? Că practic bărbații sunt cei care sunt numărul 1. În ce măsură credeți că s-au schimbat lucrurile? Suntem acum într-o egalitate reală din acest punct de vedere? Evident, suntem. Din totdeauna am fost egali, doar că cutumele sociale au fost puțin diferite. Când am început cariera în chirurgie, acum 20 de ani, deja în chirurgia plastică existau femei. Depinde foarte mult de colectivul în care te încadrezi, depinde foarte mult de mentorul pe care îl ai, astfel încât dacă nu face diferența între femei și bărbați ca și discipoli, atunci totul poate decurge normal, dar dacă suntem tratați la fel, atenție, concurența este acerbă. Deci dacă în calitate de femeie chirurg ai pretenția să fii tratată la fel ca și ceilalți colegi, trebuie să fii pregătită pentru o concurență loială, o concurență care însă duce la binele pacientului și, bineînțeles, la evoluția profesională. Femeia medic are timp și pentru viața personală? O, da, bineînțeles. La mine a fost compensator. Adică această meserie, să zicem, masculină, sau e o meserie care necesită foarte multă adrenalină, foarte mult control de sine, însă necesită și empatie, finețe, delicatețe și precizie. Ceea ce este, bineînțeles, toate astea sunt și apanajul unei femei. Compensator, am crescut cu drag un copil, am avut o viață socială și am în continuare, zic eu, plină de feminitate, plină de prieteni și mai în ultimul timp am încercat să compensez toată această adrenalină din sala de operație cu teatru. Așa că am început să fac teatru, pot spune, chiar la nivel profesional. Doamna Cosma, și dumneavoastră aveți un parcurs impresionant și în plan personal și în plan profesional și chiar, cum povesteam ieri, la un moment dat, din pricina unor chestiuni personale, ați reușit să puneți pe picioare un business care deja ține de partea profesională. Aș vrea să povestim un pic și despre acest lucru, despre această poveste a dumneavoastră. Da, eu de 15 ani sunt consultant financiar și oarecum scriu poveștile clienților mei prin prisma atragerii de fonduri europene și implementarea acestora. Întâmplător sau nu, pentru că știm că este așa o discuție, că nimic nu e întâmplător în viața noastră, în urmă cu aproape 2 ani de zile am fost diagnosticată cu o intoleranță la gluten. Lucru care m-a obligat să îmi reorientez hrana de zi cu zi. Și mi-am dat seama că pentru acești oameni cu astfel de probleme nu prea există variante decât cele importate cu un termen de valabilitate foarte mare. Astfel că am pus pe picioare o patiserie care va produce produse fără gluten. Părea foarte simplu la început, în sensul că înlocuim făina fără gluten, adică cu gluten, cu una fără. Ei, nu e chiar așa de simplu, dacă dorești să ai produse de o înaltă calitate nutrițională. Astfel că am semnat un contract de cercetare cu cei de la USAMEV Cluj.
și sunt foarte încrezătoare că vor fi niște lucruri spectaculoase. La fel vă întreb și pe dumneavoastră, fiind implicată în partea asta și de fonduri europene și în partea de business destul de mult, partea profesională, cum ați echilibrat-o? Sunteți mămica a doi copii, dacă... Da, doi copii minunați, Luca și Sofia. Cred că ține de organizare. Eu sunt un om foarte riguros și zic eu organizat. Toate activitățile profesionale pe care le desfășor nu sunt tributare părții personale. Adică nu fur din timpul copiilor mei și a soțului meu. Încerc ca în cele 9 ore de muncă pe zi să fac tot ceea ce ține de sfera profesională, astfel încât în fiecare după masă să fiu mamă și soție. Deci, practic, reușiți cumva să vă delimitați foarte clar, da, timpul alocat business-ului și timpul alocat familiei. Așa este. Mi-am organizat în minte niște sertare pe care le închid, le deschid. Încerc să nu duc cu mine acasă problemele de la servici și nici cele de acasă la servici. Mi se pare mult mai simplu așa. Nu știu în ce măsură pot și alte doamne să facă asta, dar măcar ar trebui să încerce. Dacă dumneavoastră ați reușit, e clar că există această... Dacă îți dorești, poți. Da. Doamna Vitrașcu, sunt în prezent femei, nu neapărat tinere sau, mă rog, de o vârstă medie, nu dau seama cum să exprim foarte bine, care nu sunt mame. Cât de mult contează pentru împlinirea de a fi femeie faptul de a fi mamă? Contează, cred eu, foarte mult. Nu știu cum e să nu fii mamă. Nu cred că mi-aș dori să știu asta. Deoarece, sigur, cariera e foarte importantă. Poziția socială este foarte importantă. De ce nu și cea economică? Dar m-am gândit de foarte multe ori. Care este cea mai mare realizare a ta, Argentina? Este Paul, fiul meu, într-adevăr. Necătând la toate vicisitudinele vieții sau a acelei diferențieri între rolul de mamă și rolul de medic, de chirurg, eu nu reușesc să închid sertarul când plec acasă, nici telefonul, deci nu am dreptul să fac asta, însă copilul, dacă îl educi într-un anumit fel, atunci reușește să te ajute efectiv să treci prin toate dificultățile carierei și totodată te ajută să le duci. Copilul meu așa este, așa a fost. M-a ajutat să le duc, m-a ajutat să-l cresc și efectiv m-a susținut în cariera mea. Am prietene care nu sunt mame și care nu-și doresc asta. Sigur, ele nu știu ce nu-și doresc, n-au de unde să știe, însă nu este neapărat un must, zic eu. Dacă femeia nu simte nevoia, înseamnă că are alte priorități, are alte chemări, că și aceasta este o chemare, o chemare în primul rând biologică. Trebuie să simți nevoia de a concepe, de a crește, de a educa un copil și cu ocazia asta de a forma o mică celulă din care să dezvolți un tot întreg, care să fie atât util societății, de ce nu, și bineînțeles să fie o continuitate a geneticii pe care tu o porți. Doamna Cosma, noastră sunteți și membru în Asociația Femeilor de Afaceri, sunteți foarte implicată în dezvoltarea business-ului condus și dezvoltat de femei, la fel și business-ul până la un punct cumva sau poate în continuare este considerat de unii e un domeniu al bărbaților, liderii de diverse business-uri, în preponderența lor sunt bărbați. Cum se vede asta din interiorul asociației sau ce legătură este între scopul asociației femeilor de afaceri și acest concept că majoritatea bărbaților sunt, de fapt, majoritatea conducătorilor de business-uri sunt bărbați? Alături de colegele mele, eu nu am simțit că am pornit la drum cu un handicap pentru faptul că suntem femei. Din contră, cred că noi suntem mult mai empatice și mult mai apropiate nevoilor angajaților noștri și a partenerilor de business. Dar această calitate de a fi mai empatică ține oare de sau are o legătură directă cu leadership-ul unui business mare? Cred că contează foarte mult, pentru că
valoarea unui business stă în angajații pe care poate stimula și poate face să lucreze ca un tot unitar. Noi nu putem face business de unii singuri, ci în cadrul unei echipe. Și în cadrul asociației suntem o echipă de femei care, din timpul nostru privat, ne străduim să dăruim celor din jur. Și nu orice, ci cea mai bună calitate. Astfel ați văzut ce proiecte spectaculoase avem și cât de implicate suntem pe partea de a aduce plus valoare societății în care ne desfășurăm cu toții activitatea în Cluj. Doamna Vidrașcu, știu că ați făcut foarte multe stagii de specializare în țări diverse, nu știu, de la Elveția la Singapore și Anglia și așa mai departe, în alte colțuri ale lumii. Cum ați simțit prezența femeilor vis-a-vis de a bărbaților? Cea mai pregnantă experiență a fost în Iordania, când am avut activitate în cadrul misiunii umanitare pentru tratamentul răniților din Siria. De ce spun asta? În rest, în Europa, în state sau în alte părți ale lumii, nu există diferențierea între femeile chirurg și bărbații chirurg, sau între femei și bărbați în general, pentru că așa sunt impuse anumite reguli sociale. Însă, cu pacienții sirieni și colegii doctori sirieni am avut o experiență interesantă, în sensul că la un moment dat am fost chemată pentru un consult unui rănit cu multiple fracturi și unde era necesar și concursul unui chirurg plastician pe lângă ortopezi. Și după ce am consultat pacientul, au sosit și chirurgii, colegii ortopezi. Colegul care făcea intermedierea a intenționat să ne prezinte, eu fiind obișnuită după cutuma europeană, desigur că am întins mâna să fac cunoștință cu acei colegi și să discutăm despre caz, la care ortopezii pe rând au făcut așa. Deci și-au ascuns mâinile, în sensul în care nu dau mâna cu o femeie. Bineînțeles că gestul meu a fost reflex, nu am reușit să, înainte de a-l face gestul, să mă abțin, pentru că știam și cunosc obișnuințele acelor, să zicem, colegi musulmani de religie musulmană, nu ating o femeie pentru că, să spunem așa, elevat este fertilă. Am fost puțin confuză, evident. Colegul de chirurgie plastică a încercat oarecum să amelioreze situația. Însă eu atât am avut de spus. Desigur, am povestit despre cazul pacientului, atât am avut de spus că în engleză am comunicat cu colegii de pe ortopedie. Dacă femeia nu era fertilă, el nu ar fi existat acum aici. Și asta este chiar o concluzie foarte frumoasă a discuției. Bineînțeles, toate astea, managementul acestor situații de discriminare, să zicem, socială și religioasă, în primul rând, între un european și un oriental, să spunem așa, este foarte dificil și necesită foarte multe delicatețe pentru a face managementul acestor situații. Cred că despre aceste două povești ale dumneavoastră o să mai putem vorbi și în alte emisiuni și chiar vă mai aștept în platoul studioului nostru. Mă bucur foarte mult că ne-am început ziua împreună, pentru că mai avem un minut din emisiune. Aș vrea să încheiem cu câte un mesaj din partea fiecăruia pentru doamnele și domnii care urmăresc emisiunea. Doamna Cosma. Eu doresc tuturor, așa cum le doresc și copiilor mei, să fie sănătoși și fericiți. Fiecare știe care este formula proprie de fericire. Nu putem da rețete general valabile. Eu, în primul rând, aș dori să felicit doamnele, mamele, doamnele, domnișoarele, cu și pe dumneavoastră, bineînțeles, cu ocazia zilei de 8 martie. Este o zi internațională, este o zi de fericire, de bucurie pentru toată lumea și, bineînțeles, pe domnii, pe toți în general, să fie sănătoși și să fie alături de doamne.
Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor pentru faptul că astăzi ați ales să fiți alături de noi. Vă aștept și mâine, începând cu ora 8 și, într-adevăr, la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, 8 martie să fie o zi foarte specială pentru dumneavoastră.